Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu un hoț care fură o bicicletă în numai 10 secunde. A fost însă prins. Afli apoi că spitalul de psihiatrie de pe strada Văcărescu va fi mutat la giroc. Condițiile în care sunt ținuți bolnavii în actuala clinică sunt teribile. La final, afli că în piața Unirii vom avea încă o stradă pietonală, asfaltată. Cum să furi o bicicletă în numai 10 secunde, ne învață un tânăr de 18 ani din Recaș, cercetat de polițiști pentru furt. El a fost prins după ce a furat vineri o bicicletă de pe stradă în Recaș. A observat-o, s-a urcat pe ea și a fugit. Bicicleta era a unui copil care a mers la magazin să facă cumpărături. A lăsat-o neasigurată pentru niciun minut, iar când a ieșit nu a mai găsit-o. Hoțul, un tânăr de 18 ani, a fost prins imediat de polițiști și este acuzat acum de furt. Nu a avut cum să nege furtul, în condițiile în care totul a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului. Clinica de psihiatrie de pe strada Văcărescu va fi mutată la Giroc, într-o clădire care urmează să fie construită. Este decizia autorităților județene, care au terenul, proiectul și nu mai trebuie decât să se apuce de construit. În urmă cu câteva luni, îți arătam imagini din actuala clădire în care funcționează clinica pe strada Văcărescu. Condițiile în care sunt ținuți bolnavii acolo sunt mizere. Noul spital ar urma să coste 3 milioane și jumătate de euro, iar lucrările vor începe neapărat de anul viitor. Toate cheltuielile vor fi suportate de Consiliul Județean Timiș. Vom avea încă o stradă pietonală în Piața Unirii din Timișoara. Este vorba despre strada Dimitrie Cantemir, care a fost deja spartă. Lucrările au început acolo și noua pietonală va fi asfaltată. Autoritățile spun însă că într-un viitor apropiat sau îndepărtat, pietonalele asfaltate vor fi pavate cu piatră. Așadar, în zona apare încă o stradă pietonală, însă parcări nu amenajează nimeni. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro